istoria jumătății de drag sub comunism se apropie de sfârșit și suntem în pragul anului 1989. A spune că este un volum poate și mai interesant decât celălalt, pentru că dezescoperim paginile sale elementele care i-au dăruit profesorului Boia identitatea sa inconfundabilă de după 1989. E, dacă doriți, educația unui intelectual în vremea comunismului și pregătirea unui intelectual pentru rolul pe care avea să-l dețină abia după 22 decembrie. De asemenea, cred că este important să reținem această carte pentru că e și o meditație asupra nișelor pe care un intelectual care nu dorește să colaboreze cu istoriografia oficială poate să le ocupe. Și din acest punct de vedere, nișele pe care le identifică Lucian Boia le anticipează pe cele pe care le va organiza și le va face cunoscute publicului iarăși după 22 decembrie 1989. Și cred că din această perspectivă e o carte care se citește ca un roman, e un roman al educației. Sunt destul de rare cazurile în cultura noastră în care din timpul vieții personalitățile marcante aleg să se privească în oglindă. Dacă privind în oglindă nu e neapărat cel mai confortabil lucru care ți se poate întâmpla, dar în cazul de față este o oglindă care e pusă în fața unei personalități și în această oglindă se dezlușește o imagine care este aceea pe care o vedem și noi în scris și în aparițiile publice. Vă invit